circ în Parlamentul European la dezbaterea privind respectarea statului de drept din România. Dacă premierul Viorica Dăncilă a reușit să facă o figură destul de bună cu un discurs citit, nu la fel de bine s-au prezentat europarlamentarii români care au reușit să se facă de râs pe rând în fața colegilor. În luptă să se lupte și în săbii să se taie între ei, s-au atacat unii pe alții ca la piață. Îmbrăcat ca pentru o nuntă neaușă, europarlamentarul Răzvan Popa a sărit la gâtul PMP-istului Cristian Preda, dar și al președintelui de ședință. Mi-ar fi plăcut să fiți la fel de ferm și cu colegii de acolo care au vociferat toată ședința, iar domnul Preda este o rușine pentru această instituție și pentru felul în care nu este în stare să respecte pe cei care sunt aici și instituția aceasta. Toată lumea trebuie să știe că vremurile care au fost nu se mai pot întoarce cu toate eforturile disperate pe care le fac acești adevărați români din sală, cum ar fi Preda și Macovei, și care au reușit să transforme justiția română într-o rușire. Momentele penibile nu s-au rezumat doar la certurile dintre români. Dar Nica, PSD, a cerut voie premierului să răspundă unei întrebări, în timp ce Norica Nicolae Alde a fost admonestată de președintele de ședință că stă pe scaun în timp ce vorbește. Tocmai vreau să-l întreb pe domnul Nica dacă dorește să accepte o întrebare de la domnul Höckmark. Acceptați, domnule Nica? Domnule Nica, bănuiesc că n-aveți nevoie de sfaturi de la doamna prim-ministru pentru ca să-mi răspundeți la această întrebare. În primul rând, stimată colegă, se vorbește în plenară ridicându-se în picioare. În al doilea rând, eu decid acest lucru. Dumneavoastră puteți să spuneți că nu acceptați întrebarea și eu înțeleg că răspunsul dumneavoastră este nu. Spectacol ieftin, lipsă de respect față de regulamentul prevăzut în plenul Parlamentului European, o nouă palmă pe obrazul României.